Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce s-a mai întâmplat? Păi, niște ascultători drăguți ne-au trimis ceva dulce, drept pentru care noi aici ne-am pierdut un pic mințile. Da. Acum suntem plini de energie pentru că am mâncat, inclusiv eu am mâncat dulce. Da, eu n-am mâncat nimic. Ai observat asta? Pe pagina mea de Facebook personală. Bine. Vedeți despre ce este vorba. Bine. Altfel? Altfel bine. Luca, trezește-te, tati. Gata, tată, sunt cu voi. Da? Aveam ceva corespondență. Spuneți. Da. Altfel, autovehicule se transformă în ceva cu totul diferit. Așa. Decât ne imaginam noi în copilărie. Că atunci, adică trebuia să avem deja, știți foarte bine. Acum trebuiau să fie mașini zburătoare. Da. Așa citeam în revista Știință și Tehnică. Acum, în schimb, primim trotinete de închiria, dacă ați observat, pe post de vehicule. Dacă eu mă bucur cu ele. Tu te plimbi cu ele, a? Eu mă plimb cu ele de câte ori am ocazia. Da. E, treaba nu se oprește aici. Renault prezintă zilele următoare un concept pe care îl denumește, citez, cea mai mică mașină din lume. Sau Mobilize Solo. Mai mică chiar decât Dacia Spring. Deci știți cum arată? Există ceva mai mic. Da. Stai în picioare sau cum? Aproape. Practic, știi cum arată trotinetele alea pentru preșcolari? Sunt... Da. Cam asta e și Mobilize ăsta, cum îi zice, dar cu acoperiș. Are un acoperiș mic. Un fel de scaun cu parbriz. Da. Și aș vedea că în cazul... Adică, mă, sigur, dacă vine România, când o se cumpere, pentru România special, o să aibă opțiune cârlig de la de remorcare, știi? Ca să te descurajeze... Știi? Cum își fac... Auzi, dar mi se și pare... Și de remorcare. Dar remorcașul niciodată nu remorchez nimic, nimic, niciodată, dar să se sperie aia, să stea departe de mine, să nu care cumva să mă lovească în spate. Așa o să fie. Numai că aici cârligul de remorcare o să fie tot ca la trotinetele alea mici. Este un băț, un par așa oblic, de care poți să împingi copilul când el obosește să dea la pedaluș, știi? Auzi, dar n-are semnalizare, că nu văd nicăieri și nici oglinzi nu văd. Ba da, are adică semnalizare cu mâna, pentru că nu are uși și geamuri laterale, are doar acoperiș. Deci se potrivește pentru piața din România. Da, practic. Exact. Deci în România o să meargă, nu mai avem nevoie de semnal și ca atare, oricum în România se semnalizează, semnalizarea e opțională. Da. Are 1,37 m lungime, 0,9 m lățime și 1,75 m înălțime, e concepută pentru o singură persoană, mai slăbuță că la 90 de centimetri lățime. Deci nu, da, e deci pentru un, noi. Băi, arată, serios, un solo un taburet, un taburet, asta e, un taburet cu niște două roți în față, una în spate. Și de cotit cotești cu roata din spate, pe care acționezi cu un joystick. Serios. Deci sunt unele, erau unele aspiratoare care... Da. Da. Asta e viitorul nostru, prieten. Viteza maximă pentru Mobilize Solo Concept, 25 de km pe oră, puțin mai puțin decât o Dacia Spring, cu 4 persoane înăuntru. Șoferii n-au nevoie de permis sau de centură de siguranță. Asta e bine, că în România oricum... Sunt o mulțime de șoferi care n-au nevoie de permis. Chiar dacă l-au cumpărat de la Suceava sau de la Pitești, de fapt n-aveau nevoie. Își pierd locul de muncă oamenii ăștia. Da, vehiculul are airbag. Eu cu airbag-ul aici la mașina asta, mă rog, mașina, la taburetul ăsta cu două roți, cu trei roți. Taburet. Eu mă gândesc cu groază, adică e, dacă pocnește airbag-ul, se răstoarnă mașina. Se dă pe spate. Și are și care un buton special de oprire de urgență. Unde mai încape și ăla? E pus pe talpă. Practic, dacă n-ai uși, scoți piciorul și frânezi de urgență. Și trebuie să ai șenile de alea. E bine, dacă ai șenile, da, se tocește. Asta e. Da. Conceptul va fi prezentat la Salonul Auto de la Paris, 17-23 octombrie. Cred că ar trebui, dacă e foarte vizual, ar trebui să punem asta... Ar trebui să mergem. Pe Facebook. Observ că are și două mânere, sincer. Deci are două mânere. Ca să o parchezi. Da, sau să o iei cu tine în lift. Nu mă, poți să le iei pe unul, să meargă pe treaptă. Știi cum mergeau în anii 40 pe pragul mașinii? Sergiu Nicolae. Exact. Aici se țin de mânerele alea. Cu cât? Mergem cu 15 km pe oră. Dă-i. Cu cât? Cu și eu alerg pe lângă tine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.